Și pentru că este post și totuși trebuie să mâncăm ceva bun, m-am gândit astăzi să fac minciunele. Este o rețetă proprie, să spun așa, pentru că rețeta originală nu este cum o fac eu astăzi, dar vă garantez că sunt niște minciunele delicioase. Iar pentru această rețetă avem nevoie de făină, zahăr, o linguriță de praf de copt, esență de vanilie și esență de portocale, apă minerală și lapte vegetal. Eu o să folosesc astăzi lapte de migdale. O să le dea așa un gust foarte plăcut, vă asigur. Le prăjim, le dăm în zahăr pudră și au ieșit minciunelele. Hai să ne apucăm de treabă, nu uitați că lista de ingrediente și cantitățile le găsiți și în descriere. Luăm bolul de făină, se fac foarte rapid. Deci eu cred că este cea mai simplă rețetă de post, de dulce, de desert pe care eu o cunosc. Peste făină adăugăm praful de copt, foarte puțin praf de copt, un praf de sare, zahărul. Amestecăm ingredientele uscate. Este un aluat care nu necesită dospire pentru că vreau să fac genul ăla de minciunele crocante. Știți că sunt de două feluri, alea mai pufoase, așa cu aluatul ăla ca de gogoașă, și alea mai crocante. Mie alea crocante îmi plac, așa că pe alea vreau să le fac. Bun, după ce am amestecat ingredientele uscate, turnăm laptele de migdale, apa minerală și esențele, cea de portocale și cea de vanilie. Formăm aici un aluat, trecem pe blatul de lucru la frământat și îl frământăm bine, bine, bine de tot până se leagă și devine uniform, neted. Chiar dacă nu conține drojdie, o să trebuiască să lăsăm aluatul puțin la odihnit, undeva la 20 de minute, 25 de minute, cam așa, după care îl întindem cu sucitorul. Punem și o lingură de ulei, ne ajutăm de ulei la frământat în cazul în care se lipește. Îl punem înapoi în bol și îl lăsăm puțin să se odihnească. Am pus făină pe blatul de lucru, o să iau aluatul și vreau să-l întind într-o foaie subțire, da? Pentru că vreau să iasă crocante. Cred că o să-l împart eu în două, așa. Pot să am loc să o întind subțire, subțire de tot. Și începem să formăm minciunelele. O să iau așa o margine pe care o să o amestec cu celălalt aluat. Facem o tăietură pe mijloc. Dăm forma specifică de minciunele. După ce s-a încins uleiul, ne apucăm să le prăjim. Le scoatem pe o farfurie tapetată cu hârtie de bucătărie să absoarbă excesul de ulei, le pudrăm cu zahăr pudră și le mâncăm ca pe semințe, cum îmi place mie să spun. Și de ce se numesc minciunele? Știi? Păi uite, sunt învârtite așa, ca învârtite, împletite, ca o minciună așa, luată pe la Ploiești, știi? După ce am scos minciunelele, le lăsăm acolo un minut, două, să se răcorească puțin, după care le luăm și le dăm prin zahăr pudră, cât sunt încă destul de fierbinți, ca acesta să se lipească și le așezăm pe o farfurie. Știi ceva? Nu pot să mă abțin. Doamne, ce bunătate! Continuăm. Le dăm prin zahăr pudră, le mâncăm sau le așezăm pe farfurie, depinde cum sunteți sau cât sunteți de pofticioși. Avem și minciunele crocante de post, așa că ce să vă urez? Poftă bună, sper să faceți această rețetă, vă rog să faceți această rețetă și mai ales să puneți acest lapte vegetal care schimbă complet gustul, adică are așa o aromă puțin diferită față de cele făcute doar cu apă. Nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul Bucătăraș. Vă urez poftă bună, nu mai pot să mai mănânc, dar o să mai mănânc pentru că deja sunt full, cum ar spune românul. Bune, aromate. Nici nu zici că sunt de post.